Vă salut cu bucurie, dragii noștri! Cum a fost ziua voastră? Sper că fără cusur. Eu m-am adunat aici cu prieteni, ca de obicei, în fiecare joi, ca să adunăm câteva momentele pe care după aceea să le îmbrăștiem pe seara noastră și să o facem fără cusur. Știți pe cine am chemat azi? N-o să ghiciți. Bianca. Bianca Bobâlcă, pentru alții cunoscută Zumba Hunedoara. De ce pentru alții cunoscută Zumba Hunedoara? Păi să vă spun un singur lucru. Nu știu, Bia, dacă tu-l știi. Și după aia te las să-i salut pe prietenii noștri. În puținele dăți, respectiv în petrecerile de la Zumba, când chemi un taxi și spui vreau la Zumba Hunedoara, nu te întreabă nimeni, absolut nimeni, unde, care stradă, care cartier. Nu te întreabă nimeni nimic. În micul nostru univers știm exact cum să ajungem la Zumba Hunedoara. Te salut cu drag, Bianca. Vai, Gladiola, mi-ai făcut o surpriză minunată, ai început așa de frumos. Vă salut și eu cu mare, mare drag și îți mulțumesc mult pentru invitație. O reală plăcere să fiu aici cu tine. Eu îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc eu cu drag. Da, așa e. Da, acum mi-am adus aminte cu mare plăcere de momentul în care sora mea a sunat și în loc să spună adresa, i-a spus Zumba Hunedoara. Bineînțeles că reacția noastră a fost spontană și am început să râdem cu toatele. Dar spune adresa. Nu a fost nevoie. Absolut. Și bineînțeles că pentru noi a fost... Da, e o mare realizare. Da. Trebuie să recunoști, da, o mare realizare. Mulțumesc. Bun, dar noi o știm pe Bianca, așa cum ziceam, Zumba Hunedoara. Da, Bianca este cursuri de tango, Bianca este cursuri cu copiii pentru Zumba și pentru dansuri. Bianca este împrăștiată în o mulțime de activități, toate cu mare succes. Pe lângă asta este enervant de faină și o mulțime de alte chestii pe care le descoperim încetul cu încetul în decursul emisiunii astea. Da, acum hai să vorbim despre chestiile pe care le știți, dar la care mai adăugăm câte un ceva. Hai să vedem. Zumba Hunedoara, cum ai pornit, ce-ți place, ce-ți lipsește de când nu mai poți face? Am pornit împreună cu prietena și colega mea și draga mea Raluca. Pe care o salutăm. Ciao, Raluca! Da, o salutăm și o iubesc tare mult. Mergeam la cursurile ei de dans sportiv și am văzut la știri despre cursurile de Zumba, atunci apăruseră la noi și i-am propus să mergem să fim și noi instructori de Zumba, pentru că împărtășeam aceeași emoție și aceeași trăiri în ceea ce privește dansul. Și a spus din prima clipă da. Am mers, am făcut împreună cursul la Sibiu și de atunci, iată-mă, după 10 ani de zile, făcând același lucru, făcând și alte lucruri, bineînțeles, dar da, mi-aduc aminte cu mare, mare drag de începuturi și... Faptul că definești Zumba într-un oraș, deja înseamnă mai mult decât începuturi, înseamnă o istorie întreagă. Ăștia 10 ani au marcat pentru noi toate, pentru tot clubul tău, tot ce a însemnat mișcarea, sportul și bucuria pentru noi. Așa că dublă recunoștință, dincolo de faptul că ne-ai adus alături, ne-ai învățat să facem un lucru frumos. Pentru cine nu știe sau pentru cine n-a avut norocul să aibă un antrenor de Zumba cum o am eu și prietenele mele pe Bianca, hai să le povestim ce e aia Zumba, cu adevărat. Zumba este mișcare, înseamnă mișcare pe ritmurile muzicii, toate stilurile de dans le avem acolo, tot, în special muzică latino. De când a apărut Zumba, am început cu Zumba Fitness, pe parcurs am făcut și cursurile de toning și de strong și cursurile pentru copii. S-au dezvoltat și ei, ne-am dezvoltat și noi la rândul nostru. E un mod de a face mișcare extrem de plăcut și de relaxant. Dacă îți place să dansezi foarte tare, dacă muzica e un mijloc de a te relaxa, atunci putem să combinăm mișcarea cu... Bineînțeles, face foarte bine psihic, dar și fizic. Asta dacă
perseverezi acolo. Da, eu sunt unul dintre martorii a ce înseamnă să ai un antrenor care pune suflet și devoțiune în tot ceea ce face. Sunt niște evenimente anuale, mă rog, erau, presupun că se vor relua când, da, când va fi momentul. Erau niște evenimente anuale în care am avut și eu oportunitatea să văd alții. Bine, Bianca aducea oricum la club o mulțime de alți antrenori faimoși și foarte bine plătiți. Trebuie să spunem că e un sport în care, cum se numesc, influencerii, cum să le zic, cei importanți în... Da, în momentul în care faci un eveniment, organizezi un eveniment și vrei să ai invitați pe măsura evenimentului, da, bineînțeles că invitații sunt plătiți. Normal, nu, dar ei sunt pentru că sunt deja un nume în domeniul ăsta. Deci sunt niște vedete în zona asta, nu știu cum să le zic altfel, că nu le pot zice dansatori, sunt tot instructori de zumba. Avem un zes, avem... deci sunt niște denumiri. Da, sunt niște denumiri. Într-adevăr, ei lucrează foarte mult cu... Beto, cel care Beto Perez, care a inventat, să zicem, mișcarea asta. Da, și sunt extrem de cunoscuți, bineînțeles. Așa cum spuneam, am avut ocazia să văd la aceste evenimente instructori celebri, instructori importanți, instructori din alte orașe, suficient să zic asta. Și întotdeauna, tot ce pot să vă spun este că, pe lângă faptul că întotdeauna noi ne-am gândit, Doamne, ce bine că noi avem pe Bianca noastră, cred că a fost, fără falsă modestie, cea mai solicitată. Adică în fața scenei sale au fost cei mai mulți dansatori. Pentru că la evenimentele astea, unul ca Bianca sau Bianca, e pe scenă, dansează și noi toți ceilalți facem ce face ea, dacă suntem norocoși, dacă putem. Bun, deci asta este zumba, pentru noi este fericire, întrebați-le pe toate fetele din club. Și nu numai, trebuie să spunem că avem și domni. Da. Avem și domni. Și sunt faimoși instructorii bărbați din zonă, da. Nu sunt numai femei. Da. Așa. De asemenea, țin să precizez că o să mă înjure toate celelalte fete. Preferatul meu rămâne fitness, dar ție îți place foarte mult strong, da? Și step. Nu, o să spun acum, preferatul meu, programul meu preferat rămâne zumba fitness. Yay, fete! Da. Pentru că mie îmi place extraordinar de mult să dansez. Și clar o să rămână pe veci zumba fitness, pentru că eu acolo fac totul așa, nu știu dacă, adică tu poți, cred, să-ți dai seama, o oră în momentul în care eu am dat drumul la muzică, sunt în lumea mea. Se într-un vede, lumea mea frumoasă, fără probleme, fără nimic. Și prin dans emoțiile mele, totul iasă la iveală, așa, da, mă pune acolo, deci clar rămâne fitness-ul, dar odată cu înaintarea în vârstă, e adevărat că am descoperit și celelalte programe, pentru că oricât sport am face, pe măsură ce înaintăm în vârstă, trebuie să venim cu ceva în plus tot timpul, pentru că ăsta e organismul uman. Și atunci mă acces foarte mult acum și pe tonifiere și pe alte lucruri. Da, am făcut și step, momentan nu mai fac din cauza celor întâmplate. Din păcate, online nu pot să fac fitness, pentru că acolo cea mai mare trăire a mea, pe care mi se pare că ecranul nu pune un stop, o barieră. Simți tu că nu poți să transmiți. Simt eu că nu pot să transmit și nu...
Și atunci prefer să nu fac fitness, fac toning și workout, tonifiere, da. Dar să sperăm, mă rog, la Dumnezeu să revină totul la normal. Și... Cu toții o facem. Dar stai puțin să nu depășim momentul. Deci spui că odată cu înaintarea în vârstă, indiferent cât sport ai face, ar trebui să mai faci altceva, adică să schimbi stilul de mișcare? Eu spun din experiența mea. La un moment dat se obișnuiește corpul, se obișnuiește cu un anumit timp de mișcare și trebuie să faci ceva în plus. Ori mai devii mai restrictiv în ceea ce privește mâncarea, care oricum clar că trebuie să avem și acolo un stop. Pentru mine, la mine asta a dat rezultat. Am adus ceva în plus. Cum am început și să lucrez și altfel, rezultatele au venit mult mai repede. Deci, da, trebuie să aducem ceva în plus tot timpul, să nu lucrezi aceeași grupă de mușchi, să nu... Sunt tot felul de lucruri care te ajută. Depinde ce rezultat vrei. Deci asta e informația. Acum, că da. Să nu lucrezi aceeași grupă de mușchi... Până și eu, care sunt total la fană, am înțeles-o. Dar faptul că peste un stil de mișcare ar trebui să pui un alt, asta deja e o... Să aduci ceva în plus când vezi că nu mai dai randament. Adică te-ai oprit la un număr de kilograme sau, bineînțeles, există și posibilitatea a te măsura, să vezi dacă vrei să scazi și în centimetri, și în kilograme, și în... Așa, și atunci când vezi că corpul tău stagnează, e tot acolo, trebuie să faci ceva în plus. Bun, dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, tu ai simțit vreodată, tu ai fost vreodată îngrijorată de gândul ăsta, nu? Tu, de când te știu, întotdeauna ai arătat ireproșabil, dar toată lumea a trecut prin momente. Chiar și când arăți ireproșabil pentru ochii lumii, tu ai momentele tale, când ți se pare că ai 2 grame în plus în minus. Toată lumea trece prin așa ceva. Tu cum ai resimțit chestia asta? Cum ai făcut față? De când mă știu? Bine, cred că totuși cam așa a început cu vârsta de 18 ani, când... tot timpul am fost într-o dietă continuă. Ce pot să spun acum și ce nu știam atunci este că nu trebuie să ții diete după ce auzi și după capul tău așa, mănânc aia și... Nu, trebuie să ceri sfatul unui medic și să urmezi o dietă așa ca la carte, pentru că putem să ne facem foarte mult rău fără să vrem, sau putem să nu avem niciun rezultat. Și asta se aducă frustrare și exact, exact. Da. Deci eu tot timpul de la 18 ani, pentru că și eu am avut kilograme în plus, deși nu mă crede nimeni, dar da, am fost o persoană mai plinuță și m-am luptat cu kilogramele, cu care mă lupt și acum. Deci să nu crezi că... Nu, și eu consider că am un kilogram în plus, 2-3. În perioada în care am stat acasă din cauza pandemiei, am luat chiar 4 kilograme. Dar începând să fac mișcare și, bineînțeles, da, atunci când stai acasă, ai tendința să mănânci mult mai mult. Dar, na. Dar... Știți cum e? Doamnelor, domnișoarelor, dacă sunteți sănătoase, așa de mult contează, fiți sănătoase și simțiți-vă bine, chiar dacă aveți un kilogram, 2, 3, 5 în plus, pentru că știu că pentru noi femeile contează foarte mult felul în care arătăm sau... Dar sănătatea, și mai ales în zilele noastre, sănătatea să fie pe primul loc. Nu țineți diete și cure de slăbire așa, pur și simplu, că am auzit eu că... sau nu. Dacă voi vă simțiți bine în pielea voastră, e perfect. Acum se înțelege de ce. Genul ăsta de influencer este genul pe care îl iubește Zumba Hunedoara, adică când dansează pe scenă, dansezi în fața ei și te gândești, poate niciodată, dar nu-i nimic, îmi doresc să arăt ca ea,
Și când gândește și vorbește în felul ăsta, te simți oricând aproape de ea. Cred că în momentul în care am făcut sport, eu am făcut sport de performanță când eram copil, pentru că așa au vrut ai mei. M-au trimis la înot. Acum da, acum le sunt recunoscătoare. Dar sufeream profund când eram copil, pentru că eu nu puteam să fiu cu ceilalți copii. Trebuia să fiu la antrenamente. Și pentru că niciodată nu mi-a plăcut, eu n-am reușit niciodată să trec de locul 2. Era un permanent complex. Nu făceam ce-mi plăcea, dar nici nu eram chiar bună. Da. Și nu am simțit niciodată confortabil în a face sport, nu știu dacă ți-am zis asta vreodată sau nu, până când nu am venit la tine în clubul tău, unde, culmea, cum am ajuns? Prietena mea și moașa copilului meu, prietena mea din copilărie, Andreea, care trăiește în Irlanda de foarte mulți ani, vorbim despre, este verișoara soțului Ralucăi, vorbim despre sport, despre petrecerea timpului, despre copii, despre nu știu ce, și ea îmi spune, oh, stai, în Hunedoara, da, deci ea din Belfast, în Hunedoara este un club de zumba, vai cât mi-aș dori, că eu nu am în împrejurim și nu mă pot duce, ea avea copil mic. Dar tu poți să faci chestia asta cu fiică ta, era vârsta la care se putea întâmpla. Și uite, așa am ajuns eu la zumba. Nu pentru că în orașul mic aș fi știut, dar zumba a început să, nu știu, cred că erau vreo 3-4 săptămâni de când începusești. Însă se auzise până în Irlanda de ea, ca să fie clar. Așa, bun, am descris zona asta. Acum hai să vedem ce faci cu copiii, pentru că sunt minunați, sunt incredibil ce vezi pe filmulețe. Da, avem mai multe grupe, avem grupă de Zumba Kids și avem grupe de dans sportiv și acolo pe vârste, pe mai multe criterii. Acolo antrenor este Raluca, eu o ajut, de aia zic, eu am învățat foarte multe lucruri de la ea și îi mulțumesc din suflet, nu ajungeam unde sunt dacă nu era ea. Și e o bucurie și o încântare de fiecare dată cu copiii când lucrez, pentru că sunt copii. Sunt adorabili. Mi-am adus aminte acum de, ai zis de dansul, de că ai învățat multe de la Raluca. Mi-am adus aminte într-un an la mare, adu-mi aminte cum, Paul îl cheamă pe prietenul tău, instructor de la Iași. Da. Trebuie să vă spun că era un eveniment seara, nu mai țin minte cu ce temă, pentru că în fiecare seară era o altă temă, și la diverse restaurante care participau la evenimentul ăsta erau diverse teme muzicale. Și aici era o bachata, unde acest Paul venea dintr-o parte, pură întâmplare, nu s-au vorbit. Noi ne apropiam de acel restaurant, el era cu ieșenii lui, Bianca cu hunedorencele ei, s-au văzut, pentru că se știu bun dansator, s-au ochit, s-au întâlnit în mijlocul ringului de dans și n-a mai încăput nimeni. Deci, credeți-mă, a fost de vis. Pare rău, nu avem filmare la așa ceva, pentru că nu s-a gândit nimeni să filmeze. Am savurat momentul. Dar sigur, dacă căutăm, găsim o filmare și o să vă arătăm cu Bianca dansând, nu atunci când știe că e filmată, atunci când se bucură efectiv de moment, când și îi și plac partenerii, are câte unii care sunt, wow, se vede cum trăiești bucuria aia acolo. La genul de evenimente de care spui tu, clar că, nu știu, sunt sute de persoane, depinde de eveniment, da. Și acolo toată lumea merge pentru că iubește muzica, iubește dansul. Și e clar că toate evenimentele astea sunt extrem de reușite, pentru că, după cum ai spus și tu, da, dansăm, nu știu, noi așa trecem prin viață, dansând. Doamne, ce frumos sună! Da, așa. Doamne, ce frumos sună. Așa, revenind la copilaj, sunt premiați, să spunem că sunt premiați, deci, ia că, apropo de complexul meu cu sportul, clar o fac din plăcere, clar o fac pentru că asta este ceea ce le aduce bucurie și vouă și părinților. Noi tot timpul le spunem părinților când își îndreaptă copiii spre noi, spre dans, să nu-i oblige, pentru că nu e normal să obligi un copil. E adevărat că
sunt totuși copii și trebuie să-l îndrepți către ceva. Dar în ziua de astăzi sunt atât de multe activități și atât de multe sporturi și știu eu tot felul de activități în care să-ți duci copilul. Dacă nu-i place să danseze sau dacă îți spune nu vreau, nu-mi place, nu trebuie obligat, pentru că dacă nu o faci cu plăcere, clar că nu o să ducă nicăieri. Copiii la un moment dat se plictisesc sau, da, o să-ți spună el când vrea să revină sau, dar sunt copii care într-adevăr de la primii pași îți dai seama e făcut pentru dans și atunci e extrem de folositor pentru ei chiar să-i îndrumi mult mai mult, dar sunt copii, trebuie să știu un pic să lucrez cu copiii și să le... Să-i îndrumi tu, dar eu ca părinte, eu mi-aduc aminte că am dus-o pe Sofia, dar n-a tentat-o, n-a fost... S-a dus, îi plăcea atmosfera, îi plăcea muzica, îi plăcea da, să meargă acolo, dar n-a fost foarte... n-a prins-o. Și mă întreb așa, acum, mă rog, a trecut momentul pentru mine, dar sunt atât de mulți alți părinți care încep, acum, iar eu cred cu tărie și cu convingere că absolut orice fel de problemă cu copiii o poți rezolva găsindu-i o activitate care să-l antreneze. Da. Cum ai ști că un copil ar trebui îndemnat către încerci, pur și simplu, dansul? Sau simți tu ar trebui să știi că are ureche, că are talent, mă rog? Noi avem grupa de Zumba Kids, unde vin cei începători. Și atunci, acolo nu doar facem sport sau nu doar învățăm. Ah, okay. Învățăm pași de bază din fiecare stil de dans, dar ne și distrăm. Antrenăm copiii la tot felul de jocuri, îi punem pe scenă să danseze și ei adoră lucrul ăsta. Și atunci încercăm și prin modalitatea asta să să încurajăm cumva să vină pe calea asta. Acum sunt care după o lună de zile se plictisesc și e clar că nu are rost, dar cei care au aptitudini și care chiar vor, atunci îi trecem la grupele de dans sportiv începător și e adevărat, acolo e un picuț altfel, dar tocmai de aia prima dată vin la grupa de Zumba ca să îi învățăm să pași de bază din fiecare stil de dans. E un picuț altfel în sensul că e mai mult de muncă? E sau? Mai mult de muncă, clar, și se insistă foarte mult pe anumite lucruri, dar noi nu cerem, nu știu, noi chiar ne dorim din tot sufletul copiii să vină cu plăcere. Și nu obligăm la nimic. Da, ei mai au tendința să spună, mă doare burtica, mă doare așa, nicio problemă, stai jos. Dar nu trebuie să obligi un copil să facă, știu eu, dacă nu-i place să facă ceva. Dar astea sunt pe grupe de vârstă, nu? Până la câți ani? Avem copii de la 4 ani până la 14, 15. Cam asta e vârsta. Da. Și acum, în perioada asta de pandemie, a fost chip să lucrați? Noi acum avem voie să lucrăm, fiind club sportiv, avem voie să lucrăm cu grupele de performanță. Da, din păcate nu mai sunt concursuri, dar copiii vin și își doresc foarte mult și părinții își doresc. Normal, cum pentru copii, pentru că în ziua de azi nu mai prea. Pe lângă faptul că se plictisesc, dar își pierd antrenamentul, exact. Mă gândesc, mai ales cei care spui că fac performanță, mă gândesc că fără antrenament deci riguros. S-a văzut și s-a simțit foarte tare perioada în care au stat acasă, pentru că condiția fizică clar a scăzut. Mai uiți, mai... Da, și un pic a trebuit să o luăm cam de la început, dar... Au fost greu? Au fost frustrați copiii? A fost greu. A fost greu, dar... Ce să facem? Nu avem ce să facem. Încercăm să ne adaptăm. Oricum, asta nu e o chestie pe care o poți face online, cum faci cu noi cursurile de Zumba. Nu, exclus. Da. Nu. Da. Da, trist, într-adevăr. Deci la partea de Zumba eu o contrazic pe Bianca, eu simt foarte bine. Te rog, poți să zici ce vrei, eu te înțeleg.
Deci noi suntem foarte fericite să putem face chiar și online. Ceea ce, în schimb, nu se poate face online, am început și ne-a lovit pandemia, au fost cursurile de tango. Nu, au fost cursurile de dansuri. Da. Da, pentru adulți. Da, deci... Da, exact. Am prins doar prima lecție care a fost tango și am rămas cu gândul ăsta. Da, scuză-mă, da. Dansuri, cursurile de dansuri. Da, care au avut un mare succes din prima zi. Doamne, nici nu ne așteptam să fie așa. Dar așa de rău ne pare și nouă și ne dorim din tot sufletul. Deci, da, ce să zic? Pentru că... Sunt multe persoane care chiar vor să danseze și indiferent de vârstă și da, să înveți un vals, să înveți tango. Absolut superb. Vă povestesc în câteva cuvințele cum a fost așa prima lecție și după aia o să te rog să te gândești să ne faci un plan ca cei mulți colegi pe care i-am avut în acea o singură lecție să putem să sperăm la ceea ce va veni. Deci să vă explic, erau foarte, foarte, foarte mulți. Începând cu marea bucurie că soțul meu a zis da din prima, când mă temeam să-i propun și credeam că va zice caută-ți o prietenă și du-te, dar nu, a fost de acord. Asta a fost primul succes și era extraordinar de multă lume, de toate vârstele și cea mai faină chestie dintre toate, era așa o dispoziție și așa un antren, toată lumea vorbea cu toată lumea, că ne cunoșteam sau nu ne cunoșteam. Nu știam noi ce va veni. Și a fost tristețe când s-a terminat ora. Exact ca la cursurile de Zumba, ca la orele de Zumba. Cum, gata? S-a terminat? Da. Deci ce ne propui pe viitor? De-abia așteptăm? Doamne! Doamne! Nu știu, să treacă perioada asta și să putem să... Tu ai deschis un subiect acum... Sunt convinsă că nu numai la Zumba se întâmplă asta, dar fiind în cauză, am cunoscut oameni atât de frumoși la Zumba și începând acest program și așa, atât de frumoși și s-au legat prietenii și s-au întâmplat lucruri atât de frumoase încât nu regret nici o secundă din viața mea că s-a întâmplat asta. Urma să te întreb asta. Bun, pe atunci dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, hai să vedem. Ia, spune-ne ceva ce nu știe lumea despre Bianca. Deci da, toată lumea știe că este enervant de faină, e întotdeauna impecabilă, are un business de succes, este urmărită, apreciată, iubită. Ok, ce nu știe lumea despre Bianca? Spune-mi un vis al tău pe care încă îl urmărești și de care ne poți spune. Că știi că sunt mulți care... Eu una am superstiția asta, nu zic că... Deci, un ceva care ne poți spune. Un vis de-al meu. Îmi doresc să ajung la convenția din America, referitor tot la Zumba. Da, îmi doresc... Adică nu oriunde. Da. Și un vis de-al meu. Îmi doresc să mă dezvolt mai mult în legătură cu sportul. Da, să mă îndrept și către altceva. Îmi doresc foarte mult să și sper în viitorul apropiat să fac un curs de nutriție. Pentru că genial. Bravo. Am, spun eu, experiență acumulată și dar trebuie să da. Deci îmi doresc foarte mult să mă dezvolt și pe partea asta. Excelentă idee, bravo, îți urăm succes. Mulțumesc din suflet. Toate ne înscriem. Ați auzit minunată lor ce planuri are. Bun, hai să vedem care a fost persoana care te influența pe tine cel mai tare. Și gândește-te când vrei tu, în ce etapă vrei tu a vieții tale. În legătură cu ceea ce fac, m-a influențat foarte mult Raluca și am învățat foarte multe lucruri și de la colegi de-ai mei. Am învățat, se fură meserie și și aici și am învățat foarte mult de la Claudiu Guțu. La Timișoara, de da? De la Timișoara.
un instructor extraordinar și carismatic și foarte bun dansator și... Da, e un timp grozav, să vă spunem că are doi copii, așa? Are doi băieței, da. Mie mi-a plăcut fantastic filmulețul ăla în care face zumba cu copilașul în, da, în este... port bebe. Deci trebuie să-l căutați, e foarte da, fain. Da, și da. E man, așa, e tot numai o veselie, da. E o plăcere. Ok? Și m-au influențat foarte mult părinții mei. Oh, ce frumos, da. Îi salutăm. Și eu salut și iubesc tare mult. Ce frumos. Bun, mi-am mai notat eu aici un ceva cu ce să te surprind. Trei lucruri pe care ai vrea să le faci de acum încolo. Două ne-ai zis deja, da? Deci vrei să mergi la convenția din America și vrei cursul de nutriție. Și aș vrea să vă să not. Pentru că nu știu să not. Da. Mă ofer eu. Ok. M-aș Bun. Bucura. Da, cu drag. Acum hai să vedem ceva ce... Nu știm încă despre tine. Poate să vedem ce ne iese. Deci, ce îți place? Spune-ne care este cartea ta preferată. Un titlu. Două, dacă cartea mă poți Cartea mea hotărâi. Preferată. Din păcate, în ultimul timp nu am mai citit, dar recunosc că abia aștept să vină perioada caldă, să pot să mă evadez așa, mai am, măcar o dată pe săptămână plec undeva singură și asta îmi place să fac. Să... Ai momentul tău. Am momentul meu pray, cu mine. Love, da? Da. Uite, vezi o carte da. Care, face, da. Care face istorie. Și citesc și asta fac, stau și mă relaxez. Nu știu, în ultimul timp am citit ceva cărți motivaționale pentru că am simțit nevoia să... Da, da, a fost o perioadă necesară. Da. Nu știu, sunt multe cărți care... Nu știu să-ți spun un titlu acum. Bine, așteptăm să ne spui în comentarii când vezi filmulețul. Bine. Sigur o să-ți amintești. Sigur. Atunci, filmul tău preferat? Filmul meu preferat. Mai acum mă uit la Dinastia Tudorilor și îmi place foarte mult. Netflix, da? Sau pe ce este? Nu este pe Netflix, nu din păcate. Este pe un program la TV. Okay. Da. Dinastia Tudor, ok. Dați seama ce vreau să întreb. Ce fel de muzică îți place să asculti? Îmi place să ascult orice gen de muzică, dar bineînțeles o prefer pe cea latină, pentru că eu lucrez cu asta. Și da, prefer muzica latină. Ok, ar trebui să o vedeți pe o bachata. Spune-ne ce mâncare preferă un om care arată ca tine. Sincer, cartofii copți. Oh, blasfemie! Da, cartofii copți cu... moare de varză. Aoleu. Îi iubesc. Na, nu mănânc foarte des. Nu calculăm caloriile. Nu calculăm. Bun, deci... Nu. Da. Dar e mâncarea mea preferată. Aș mânca o... Cu asta clar da. Ai surprins. Clar un surprins. Om care arată ca ea face spor cât ea, dar mănânc cartof copt cu da, moare de varză. Da, e adevărat că nu-mi permis să mănânc tot timpul pentru că nu... și eu nu gătesc. Deci, da. Dar mai îmi face mama așa o dată pe lună. Sau cum nata mea. Da. Am înțeles. Între cafea și ceai? Cafea. Dulciuri. Te rog frumos, spune-ne că mănânci dulciuri. Mănânc ceva dulce sâmbătă sau duminică. Deci îți faci da. Program. Da. Pentru că nu poți să privezi organismul chiar de tot. Și... Suntem oameni și nu cred că există cineva care să spună că, nu știu, nu mănâncă dulce sau nu... Îmi plac dulciurile foarte mult, dar îmi fac pofta sâmbătă sau duminică. Bun, deci asta înseamnă că, și mă gândesc că orice sportiv zice lucrul ăsta, și pentru tine disciplina în ceea ce faci este foarte importantă. Foarte importantă, da. Ok, cum arată o zi de-a ta? O zi de-a mea, mă trezesc de vreme. Deci ești o persoană matinală, iată Sunt ce o persoană matinală, da. Bineînțeles, rutina zilnică de acasă, îmi beau cafeaua, după care îmi rezolv problemele care le am de rezolvat în oraș
Și mă duc la sală. Deci eu intru în sala mea, da, așa, parcă vă spun așa, zici că e casa mea, pentru că acolo îmi petrec marea majoritate a timpului. Deci în jur de ora 11 eu sunt în sală și mai ies de acolo la 9:30 seara. Ok, da. Am înțeles. Da. Timp în care dansez sau te antrenez? Timp în care lucrez, da. Caut muzică, mă antrenez, da. Bine, noi asta știam, că toate minunatele la... probabil că ar trebui să explicăm de ce tot zicem minunatele. Da. Vrei tu? Nu, spune tu. Să zic eu, bine. Bia așa ne salută când intrăm în sală, în sala ei, în sala noastră. Așa. Ce mai faceți minunatelor? Cum a fost minunatelor astăzi? După care, în timpul programului, bravo minunată, v-am spus cât sunteți de minunate, chiar dacă greșești și greșești adesea, pentru că aici vrem să ajung, noi toate știm, pentru că Bianca nu poate să inventeze o coreografie nouă fără să aibă 70.000 de înflorituri, sucituri și... Iar noi ne-am obișnuit, mă rog, neobișnuiserăm, nu știu cum o fi acum când om relua-o. Pe lângă faptul că iubim și ne place la nebunie, ne place să ne plângem și este o întreagă, este o întreagă filozofie a clubului Zumba Hunedoara, în care noi ne plângem, ea strigă, știu că mă iubiți, minunatelor, puteți. Cam așa se desfășoară ora noastră de Zoom, da. Se desfășura, dar sper, de-abia aștept să înceapă din nou. Vai, și eu. Bine, acum am să te rog frumos să ne dai un răspuns din așa cum numai tu, o minunată ar putea să facă, la întrebarea cheie, întrebarea fistichizadei. Bia, crezi tu că ești responsabilă pentru propria ta fericire? Sau stă în puterea altcuiva să te facă fericită? Eu cred că toți suntem responsabili pentru fericirea noastră și... Da, sunt responsabilă pentru fericirea mea. E adevărat că sunt și mulți factori din afară care, știu eu, pentru mine cel puțin, dacă toți cei dragi mie sunt sănătoși și îi știu bine, atunci clar că lucrul ăsta ajută la starea mea de bine și la... Da, e normal. Și dacă minunatele mele sunt bine, atunci sunt bine și eu. Dacă ele se simt bine și eu sunt mai mult decât fericită. Și eu sunt mai mult decât fericită că ai fost azi aici și ne-ai ajutat să facem o seară fără cusuri pentru prietenii noștri. Acum am să te rog să închei tu programul din seara asta al Fistichizadei. Da. Spune ce știi tu să spui mai bine. Eu în primul rând îți mulțumesc ție pentru invitație. Și eu îți mulțumesc din suflet. Nu știu cum a trecut timpul. Ești așa un interlocutor, ești un... o gazdă. Doamne, tot timpul te-am apreciat pentru că ai avut vorbele la tine. Eu așa îmi place mie să-i spun, are vorbele la ea tot timpul, nu știu cum, că mie mai scapă. Da. Ok, o să închei eu atunci așa în stilul meu. Eu sper din tot sufletul că v-a simțit bine. Sper că v-a plăcut și vă iubesc tare, tare mult. Vă pupăm! Vă pupăm!